Salutare tuturor! Mă bucur că noi astăzi o să demarăm, așa, o să începem campania Aleg Cariera IT cu un subiect foarte popular în Republica Moldova, cu un subiect destul de intrigant pe alocuri. Este vorba de web development, toți cunosc domeniul dat, toți știu ce înseamnă un website și eu mă bucur să vă avem astăzi alături în această cale cu scopul de a afla ce este web development mai detaliat, pentru că noi toți cunoaștem, dar careva detalii tehnice din culise le vom afla astăzi. Eu vă zic bine ați venit și celor care ne priviți live și celor care veți privi acest video mâine, poi mâine sau săptămâna viitoare. Noi ne bucurăm să vă avem alături de noi. Până una alta, până începem noi și trecem la subiect, eu aș vrea să vă prezint proiectul Aleg Cariera IT și să mă prezint și pe mine, evident. Eu mă numesc Bodnar Ruina și sunt coordonatorul acestui proiect minunat. Proiectul Aleg Cariera IT de mai bine de 10 ani, peste 10 ani deja, ajută tinerii să se informeze despre domeniul IT, ajută pe cei care sunt și activează deja în alt domeniu să se reprofileze în IT prin a oferi diverse oportunități, informații, acces la discuții directe cu specialiști din domeniu. Și evident noi facem asta prin diferite metode. Una din metode ar fi discuțiile cu liceenii, pentru că există foarte multe stereotipuri legate de acest domeniu. Probabil că, nu știu, domeniul IT nu este pentru fete sau domeniul IT nu este atât de creativ. Și uite că prin campania Aleg Cariera IT noi ne propunem să spulberăm toate miturile, să informăm publicul larg despre oportunitățile de studii și oportunitățile de angajare din această sferă. Nemijlocit, proiectul Aleg Cariera IT este realizat de către Techul Academy și vreau să spun aici despre Techul Academy un lucru foarte important. Este o oportunitate bună pentru voi să faceți primul pas în domeniul IT, deoarece Techul Academy organizează diverse cursuri pe diferite direcții de carieră. Poate fi și web development, poate fi Java, un limbaj, sau C Sharp, alt limbaj, sau project management. Respectiv, Techul Academy reprezintă, aș spune eu, un prim pas în această sferă și noi astăzi vom afla de ce această sferă este atât de intrigantă și populară, nu doar în Republica Moldova, dar și pretutindeni. Ok, am făcut așa un small introduction. Ce o să facem noi astăzi? Despre ce noi astăzi o să discutăm și, în general, de ce este nevoie de un webinar despre web development? De parcă lumea și așa nu are destul de informații despre IT. Este evident faptul că trăim într-o eră în care accesul la informație este doar la un click distanță. Însă, pentru că această informație este într-atât de multă, uneori este nevoie să vină o persoană din domeniu, să ne povestească despre experiența lui și să ne spună foarte clar, uzual, accesibil despre domeniul în care el activează, da? Și asta și eu o să facem astăzi. Noi o să aflăm, în primul rând, ce înseamnă web development și cumva care ar fi pașii pe care eu aș putea să-i interprind, da, ca o persoană interesată în acest domeniu, ca să devin un specialist în IT, în web development. Și încă vom afla părțile, componentele a unui website. Noi toți știm că există Facebook, există YouTube, dar cum asta are loc? Noi luăm acolo și facem drag and drop și hop și apare YouTube, sau sunt careva procese din spate? Deci, respectiv, acest webinar este pentru toți cei cointeresați în domeniul IT, care au nevoie de o ghidare și toți cei care pur și simplu vreau să afle lucruri noi și să facă cunoștință cu oameni foarte interesanți. Respectiv, după cum am mai spus, este mult mai bine să începi cariera ta sau calea ta în descoperirea succesului profesional urmând sfaturile unei persoane din domeniu, da?
Uite că astăzi îl avem alături de noi pe Denis Dostali. El este full stack developer. Cine încă nu știe ce înseamnă asta, acum o să aflați. La Best4U International este o companie foarte și foarte cunoscută în Republica Moldova și nu doar. El este și team lead în echipa sa și vreau să te salut și să-ți spun mulțumesc pentru că ai acceptat să faci un webinar pe acest subiect, pentru că poate fi ușor la moment să lucrezi într-un domeniu, dar să explici ceea ce tu faci zilnic unei persoane din afară este puțin complicat. Așa că te salutăm și îți spunem bine ai venit. Sper că astăzi vom avea o discuție foarte productivă și interesantă. Da, salut, Ina, mulțumesc mult, salut tuturor. Îmi pare bine să fim aici împreună. Da, și noi ne bucurăm să te avem pe tine alături. Vreau să aflăm cumva câteva detalii despre tine înainte să pornim noi calea noastră în descoperirea domeniului de web development. Dacă poți să ne povestești puțin cu ce te ocupi tu acum, unde te afli în parcursul tău a vieții profesionale, ce înseamnă să fii full stack developer? Deci, respectiv, poate vreo 2-3 cuvinte despre tine. Da, mersi mult, Ina. Da, eu sunt full stack developer. Pe lângă asta sunt project lead și team lead într-o echipă în cadrul companiei Best4U International. Ca full stack developer, eu dezvolt aplicații web, cât pe front-end, atât și pe back-end. Noi lucrăm cu business-uri olandeze și le dezvoltăm sistemele lor pentru a face management intern pentru toate procesele de care au aceste business-uri nevoie. Ok, super. Așa, un small intro în viața ta de astăzi. După cum am mai spus, noi astăzi cu tine o să descoperim un domeniu foarte popular prin rândul tinerilor, toți vorbesc că vreau să fie programiști, IT-șnici, computerșnici, fiecare și cum îi spune. Întrebarea către tine este cum ai ajuns tu în domeniul dat și dacă tu deodată, de când în general doar te-ai născut și deodată știi că IT-ul este domeniul tău, sau poate tu ai activat și în altă sferă, poate, nu știu, în economie sau în drept, care a fost parcursul tău și când tu ai realizat că domeniul IT ți se potrivește? Da, am înțeles. Da, eu nu de la început am vrut să fiu developer, dar odată mi-a apărut dorința foarte mare de a face un proiect personal, respectiv merge vorba de un website. Eram tânăr și neliniștit și respectiv am început să caut care ar fi căile de a atinge scopul acesta. Și respectiv, da, am ajuns în web development, dar până ajunge, eu am făcut studiile la USM, la Facultatea Economiei, specialitate marketing și logistică. Adică eu nu sunt din domeniul IT, lucrez ne po specialitate, spunem așa. Te-ai reprofilat și asta este foarte nice, ești un exemplu bun de o persoană de succes care a pornit spre o cale oarecare și așa să înțeleg că te-ai intrigat domeniul dat și ai decis, de ce eu să nu fac un website? Și iată că ai ajuns deja full stack developer, which is very nice. Eu cred că cumva sesiunea noastră de astăzi va fi foarte și foarte interesant pentru că tu ai experiență atât în front-end cât și în back-end. Respectiv, noi când vorbim de domeniul de web development, atunci este util să aflăm insider-uri și dintr-un domeniu și din altul. Cine nu știe ce înseamnă back și front, acuși Denis tot o să explice, tot o să pui așa pe rafter la noi în căpșor și o să fie tot clar. Ok, Denis, atunci hai să ne lămurim. Apar multe întrebări. Noi toți știm că adnaclasnicii Facebook, Google și bunii noștri cunosc că acestea sunt website-uri, da? Spune întrebarea, dar cum ele sunt create?
și care este procesul de creare a unui website și, în general, este un proces creativ sau nu este deloc creativ? În fiecare zi eu fac același lucru sau poate every day is a new challenge? Deci, respectiv, Dani, te rog voie să intrăm o leac așa la tine în viața ta de zi cu zi, să vedem ce înseamnă web development și cu ce se mănâncă, în general, acest sector și acest domeniu. Da, mersi mult. Pentru a vă lămuri ce înseamnă un web site, o aplicație web și ce este acel back-end și front-end și cum asta are loc, mai detaliat am pregătit pentru astăzi o prezentare care ar fi etapele dezvoltării aplicației web. Da, prezentarea se vede? Așteptăm. Ok, da, se vede. Mersi mult. Da, deci, da, etapele dezvoltării aplicației web. Într-adevăr, asta e o cale mult mai lungă, dar am ales pașii cei mai interesați și voi încerca pe scurt să lămuresc, să explic ce e asta, o dezvoltare a aplicației web și ce este în genere o aplicație web. Da, respectiv o aplicație web. Când auzim de aplicație web, ce înseamnă asta? Asta, într-adevăr, este un program. Cu toții ne-am deprins să instalăm programe în Windows acasă. Respectiv, un website este și el un program, dar care trăiește în spațiul World Wide Web. Da, o aplicație web, într-adevăr, mulți o numesc în popor pur și simplu ca website. Același Facebook, TikTok, Instagram, etc., YouTube, sunt toate niște aplicații web. În momentul în care ele sunt, desigur, accesate din browserul web, de exemplu Google Chrome. Pentru că odată ce noi le accesăm din aplicațiile mobile pe care noi le instalăm pe mobil, acele deja nu se mai socot aplicații web, dar sunt aplicații mobile. Și respectiv, ca să vă dau un exemplu, Facebook, de exemplu, are cât aplicație web, cât și aplicație mobilă. Deci, etapele dezvoltării aplicației web, pe scurt, ar fi, primul pas ar fi crearea designului. Aici voi explica ce înseamnă un design și cu ce se ocupă un design. A doua etapă ar fi dezvoltarea, însuși programarea proiectului. Aici voi explica ce înseamnă front-end, back-end și cu ce se ocupă developer în genere. Și a treia etapă ar fi testarea. Și aici voi explica pe scurt cine este testerul și cu ce se ocupă el, care e scopul, care e rolul lui într-o echipă. Da, respectiv, prima etapă ar fi designul. În această etapă, aplicația și imagine. Designul reprezintă o serie de imagini care definesc viitoarea aplicație web. De exemplu, logotip, iconițe, butoanele, formele butoanelor, paleta de culori posibile, aș spune paleta de culori admisibile. Da, și adică, după această etapă, viitoarea aplicație web există doar pe imagine. Tot aici am pregătit un exemplu de design. După cum vedem, asta e o pagină web, o aplicație web. O pagină web din cadrul unei aplicații web. Și respectiv, așa ar arăta un design, dar asta e doar o imagine. Noi avem, de exemplu, link-uri pe care noi le-am putea în mod normal să le accesăm, dar la etapa design-ului asta nu e posibil. Asta e doar există ca o imagine. Și în partea stângă, de exemplu, vedem paleta de culori admisibile. Și după cum vedem, ele sunt toate au un contrast anumit, adică noi nu putem, sunt careva reguli în design. Noi nu putem, de exemplu, să alegem careva culori din diferită gamă, dar să fie cu contrast diferit, pentru că asta nu întotdeauna ar arăta frumos și plăcut ochiului nostru. Respectiv, aici sunt doar imagini și designerii numai cu asta și se ocupă. Ei creează toate butoanele, ei decid care ar fi culorile pe care buton, ei decid care ar fi pozițiile la toate butoanele și așa mai departe. Și respectiv, designerii folosesc careva, spunem, tricuri psihologice care fac ca ochiul uman să primească informația cât mai plăcut.
Următoarea etapă ar fi însuși dezvoltarea și programarea. Dar în această etapă aplicația ia viață, pentru că după cum am vorbit până acum, ea exista doar ca imagine, doar pe design. Anume, programatorii sunt acei care dau viață unui design și îl transformă într-o aplicație web care într-adevăr lucrează. De exemplu, toate butoanele pot fi apăsate doar după ce un programator le implementează funcționalitatea pe care ele o definesc. Și asta se face, desigur, scriind cod. Aici aș vrea să vă explic ce înseamnă un front-end și ce înseamnă un back-end. Pentru că noi avem developeri front-end, noi avem developeri back-end, noi avem developeri full-stack, care fac și front-end și back-end. Și aici aș vrea să vă explic mai concret ce înseamnă asta. Pentru asta am pregătit o imagine. Da, aici noi vedem clar front-end, el e sus, se vede, totul e frumos, plăcut, este și un curcubeu. Da, e frumos, dar când ne uităm la back-end, aici, după cum vedem, el e și mai mare, dar nu e atât de frumos. Adică sunt careva momente care el nu are însuși scopul acesta ca să fie frumos, pentru că nu este văzut de utilizator. Respectiv, în cuvinte scurte, front-end, asta e ceea ce vede utilizatorul și cu ceea ce acesta poate interacționa. Iar back-end-ul este partea pe care utilizatorul nu o vede și cu care nu poate interacționa în mod direct. De exemplu, pe front-end se face setarea aspectului, culorilor, șriftului, fix cum a fost dictat în design. Pe front-end se fac butoanele, link-urile și posibilitatea însuși de a le apăsa. Tot pe front-end se fac animațiile, de exemplu, când încercăm să schimbăm pagina web și, de exemplu, trecerea de la o pagină la alta să fie mai netedă, mai plăcută. Iar pe back-end se face stocarea, aranjarea informației și returnarea acestea însuși front-end-ului. Posibil că, oricum, nu e totul clar. De asta aș vrea să vă explic pentru un exemplu mai concret. Și ca un exemplu simplu am ales, să spunem, un formular din aplicația Facebook-ului. Toți cunoaștem acest formular. Asta e un formular de logare. Deci, iarăși, pe exemplu acesta, front-end-ul se ocupă de atașarea, de afișarea logotipului. Culorile, el setează culorile posibile, el adaugă, arată câmpurile, butoanele și respectiv afișează careva date. Iar backend-ul în cazul nostru ar face validarea datelor, salvarea datelor și returnarea datelor. Ca să înțelegeți mai bine, de exemplu, să spunem că noi îndeplinim câmpul cu e-mail, după asta scriem o parolă, să spunem, greșită și încercăm să ne logăm. În acest moment, front-end-ul, odată ce noi apăsăm login, rulează, cheamă un link, să-l numim așa, spre back-end. Front-end-ul trimite în acest link careva parametri. Printre care, printre acești parametri, ar fi e-mail-ul cu care noi încercăm să ne logăm și parola. Backend-ul, primind aceste date, primind e-mail-ul și parola cu care noi încercăm să ne logăm, el în primul rând validează datele. Dacă el controlează, dacă într-adevăr există în primul rând așa utilizator cu așa e-mail, și în al doilea rând el validează, el controlează dacă într-adevăr parola este acea pe care, cu care noi încercăm să ne logăm. Respectiv, în cazul în care eu aș introduce o parolă greșită, backend-ul ar returna front-end-ului un mesaj de eroare care la rândul său front-end-ul ar prelua și ar arăta deja utilizatorul. Da, în cazul în care, de exemplu, parola este corectă, tot backend-ul vede că datele sunt validate și respectiv el deja returnează nu un mesaj de eroare, dar returnează, să spunem, utilizatorul care încearcă a fi logat. În cazul
meu, de exemplu, dacă eu m-aș loga, backend-ul ar returna frontend-ului anume datele mele, numele meu, de exemplu, și că, într-adevăr, logarea a avut succes. Un alt exemplu ar fi Google. Toți cunoaștem această web-aplicație. Vedem că pare a fi simplu, mai ales pe partea de front-end. Vedem doar un câmp în care putem scrie ceva. Dar odată ce utilizatorul îndeplinește câmpul, front-end-ul cheamă iarăși un link în background. Chemarea acestui link rulează în back-end, în dependență de ce a scris utilizatorul și returnează careva date. De exemplu, dacă eu aș scrie aici Moldova, anume backend-ul ar decide ce el trebuie să returneze. Deci, în cazul nostru, logica de returnare a datelor, toți algoritmii care de căutare a anume cuvântului cheie se află pe backend. Și vă dați seama că Google are foarte multe date. Toate datele acestea trebuie să fie procesate. Trebuie să avem grijă să ele să fie înnoite și așa mai departe. Tot asta se face în background de backend. Adică în Google, de exemplu, în cazul nostru, pe frontend se vede clar că e mult mai puțin de lucru decât pe backend. Da, asta e ceea ce a fost de Google. Respectiv, cât pe frontend, cât pe backend, noi avem un set, putem avea un set de tehnologii pe care noi le putem, cu ajutorul cărora noi am putea dezvolta această, o aplicație, o careva aplicație web. Pe frontend, de exemplu, folosim limbajul de programare JavaScript, limbajul de marcare HTML, limbajul de stilizare CSS. Pe lângă asta folosim un set de framework-uri și librării, așa ca Angular, React, Vue, Bootstrap, SAS și așa mai departe. Ca să înțelegeți, framework-urile sunt un set de instrumente care vin cu careva soluții gata, care ne simplifică lucrul și ne ajută ca noi să nu mai reinventăm bicicleta. Respectiv, doar să înveți un limbaj de programare nu, în zilele de astăzi nu e destul. Trebuie să mai dedici timp să înveți și careva framework-uri și librării. Pe backend folosim de asemenea un set enorm de instrumente. Iarăși putem folosi mai multe limbaje de programare, așa ca JavaScript, PHP, Python, Java și așa mai departe. Pe lângă asta, noi avem nevoie să folosim careva sisteme de management a datelor, de exemplu PostgreSQL, MariaDB, MySQL, MongoDB. Prin sisteme de management a datelor se are în vedere însuși unde noi stăcăm datele. De exemplu, după cum am vorbit, când am încercat eu să mă loghez pe Facebook, anume backend-ul se adresează deja la baza de date, la sistemele astea de management a datelor, care la rândul lor returnează înapoi și spun că într-adevăr există așa utilizator. Pe lângă asta, iarăși pe backend se folosesc un set de framework-uri, așa ca Express.js, Nest.js, Laravel, Symfony, Django, Spring și așa mai departe. Adică, da, alegerea e mare. Ca o recomandare, noi vedem că cât pe frontend, cât și pe backend noi putem folosi JavaScript împreună cu TypeScript. Da, asta ar fi o mică recomandare pentru cei care sunt indeciși. Respectiv, după dezvoltare și programare, avem o altă etapă. Etapa asta ar fi însuși testarea. În această etapă sunt persoane speciale care testează. Ei se numesc testeri sau quality assurance. Ei ca și cum folosesc aplicația web ca niște utilizatori simpli. Aceștia navighează și testează funcționalitățile noi, de exemplu. În cazul în care aceștia găsesc careva greșeli, erori, bug-uri în funcțional, ei transmit toate detaliile la dezvoltatori, la programatori, care la rândul lor le fixează.
Și asta a fost despre testing. Da, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Anume, Ina? Dacă sincer, a fost foarte și foarte bine explicat momentul de diferență dintre back și front. Eu cred că, dacă sincer, noi suntem, chiar dacă IT-ul este mega popular în Republica Moldova, noi într-atât de mult ne-am adaptat cu webinari, evenimente, cursuri de limbaj de programare, încât basic noi să cunoaștem cum este creat un website la început de drum este greu să găsim. Respectiv, tu scrii acolo în Google web development course și ți începe a explica acolo cum să faci request-uri și tu ești deodată, te spari și spui că nu, asta e prea greu pentru mine, e prea complicat, eu n-am să mă descurc. Dar când tu iei treptat, tu înțelegi, bă, există așa component, există partea de front, de back. Eu, dacă sincer, am vrut să, și eram ocupată aici cu o activitate, acum și ți-arăt. Noi, când cu Alea Carrier IT, noi am organizat diverse, cumva, ele nu erau webinari, ele erau mai mult lecții online, informative, la liceele din atât în Chișinău, cât și în regiuni, Cahul, Comrat, Bălți. Și eu explicam liceienilor domeniul IT și de web development în felul următor. Imaginați-vă că noi avem o mașină și noi vrem să creăm cu voi o mașină, un Lamborghini, eu așa le spuneam, cred că toți undeva visează la asta, și designerul va face așa o mașinică, va desena schița ei pe foiță, da, noi știm că asta nu e o foiță, noi știm că acolo este Photoshop, alte tehnologii, Adobe, sunt un set de tehnologii. Dar această schiță este doar pe file, cum și tu ai spus, este doar o imagine. De asta și trebuie să facem diferența dintre designer, UI designer și front-end, este cel care implementează schița designerului deja în realitate. Și front-end-ul cu back-end-ul, deja specialiștii sau echipa de front și back trebuie să conlucreze împreună ca să livreze cel mai bun produs posibil. Pentru că noi putem să intrăm pe Google, dar imaginați-vă că dacă noi pe Google scriem Moldova restaurante, noi apăsăm Enter și noi așteptăm 5 minute ca nouă să ne apară restaurantele din Moldova, atunci tu îți iei agentuța și te duci pe jos prin Chișinău să cauți restaurantele. Pentru că experiența ta nu a fost una plăcută, respectiv atât designerul, cât și front-end developerul și back-end developerul trebuie toți împreună să conlucreze ca experiența utilizatorului să fie cât mai plăcută. Da, am dreptate, Denis? Sau nu? Cred că ai înțeles și tu. Da. Cam asta e despre cumva bazele procesului de creare a unui website. De ce a fost important noi să începem cu prezentarea pe care tu ai făcut-o? Ca noi mai apoi să putem discuta mai cumva liber și spectatorii care ne privesc acum deja știu ce înseamnă un website, ei deja vor înțelege cumva ce pași trebuie să întreprindă pentru a deveni un web developer. Și asta respectiv este și întrebarea. Ok, eu sunt un student sau eu sunt o persoană care este angajată într-un alt sector, nu știu, poate design interior, poate contabilitate. Și în general nu am avut experiență cu tehnologiile IT. Și mi se pare la prima vedere destul de interesant procesul de creare a site-urilor web, dar eu îmi pun întrebarea, ok, de unde încep? Cu ce să încep eu? Pentru că tu ai enumerat foarte multe tehnologii, ai spus și pe back, ne amintim toți imaginea asta drăguță unde tu ai arătat back și front, dar cu ce să încep eu? Și trebuie să plec mai întâi la universitate sau... Pe exemplu tău, eu văd că nu este numai decât, deci respectiv, care ar fi pașii pe care eu aș putea să-i interprind ca să devin un web developer de succes? Da, am înțeles întrebarea. Da, universitatea este opțională, dar totuși e binevenită, foarte binevenită, pentru că universitatea de anumite pune bază, de anumite cunoștințe pe care
fără de universitate, ți-ar lua mult mai mult timp să le cunoști. Dar totodată, în cazul persoanelor care nu au reușit să, nu știu, așa s-a primit, nu au terminat IT, asta nu e o problemă. Adică noi putem, în principiu, în zilele noastre să facem o mulțime de cursuri online, să citim o mulțime de cărți, adică nu e o problemă. Mai mult, mai important este dorința. Asta a fost și la mine. Însuși dorința de a face un website m-a făcut ca eu să doresc să studiez domeniul dat, ca să-mi ating scopul pe care l-am pus. Și respectiv, cu pași mici am început să cunosc domeniul și da, așa s-a primit că am ajuns unde am ajuns. Și primul lucru noi îl avem checked. Noi avem dorință. Care a fost următorul lucru pe care tu l-ai făcut? Ai scris pe YouTube ceva sau ai făcut un curs online? Care a fost următorul pas? Da, am înțeles. Următorul pas, desigur, pe timpuri eu am citit cărți. Foarte mult m-au ajutat cărțile din seria Head First. Eu am citit aceste cărți pentru limbajul PHP, pe JavaScript, pe HTML, pe Ajax, sunt mai multe tehnologii. Și da, asta ar fi următorul pas. Dar pe timpuri nu erau atât de dezvoltate cursurile online. Acum sunt foarte multe cursuri online, practic orice domeniu, orice temă, orice instrument noi îl putem învăța făcând careva cursuri online. Da, și chiar și în zilele de acum, având experiență de peste 8 ani, eu oricum fac cursuri. Fac cursuri online și anume în Udemy. Așa că recomand la toți. Orice temă v-ar interesa legată de IT, poftim, intrați pe Udemy și da, unica problemă e că trebuie să procurați cursurile, dar sunt, eu știu, perioade de promoționale unde, da, și atunci cursurile costă $10, de exemplu. Sau, aflându-ne în Moldova, noi putem găsi careva cursuri și în BitTorrent, de exemplu. Da, asta ar fi un următor pas. Ceea ce ține de a te decide unde vrei, ce vrei să faci, pentru asta, în mod normal, de obicei se începe cu front-end. Da, se începe cu HTML, CSS și deja se merge mai departe pe front-end și anume JavaScript. Asta e cel mai așa simplu pas și respectiv odată ce afli front-end, asta e mai interactiv. Tu lucrezi cu culori, cu butoane, cu... Da, și lucrezi cu ceva cu ce vezi. Tu vezi deodată un feedback. Respectiv, asta te-ar ajuta, ne-ar ajuta să intrăm în domeniu mai tare. Dacă am începe cu un backend, e un pic altfel. Ar fi mai greu. Dar, odată ce, să spunem, o persoană dacă a terminat universitatea și are idee de cod, știi ce înseamnă programare în genere și așa mai departe, a avut poate puțin de afaceri și cu același HTML, CSS, JavaScript și așa mai departe. Persoanele acestea pot, desigur, să înceapă și cu backend deodată. Asta e. Eu aș vrea aici să adaug un lucru, că tu ai spus de cursuri, tu ai spus de cărți și într-adevăr există o sumedenie de resurse în zilele noastre, mai ales și am avut situația pandemică, deci respectiv tot mai multe cursuri online au început să apară. Eu vreau doar să anunț și să reamintesc că Techwell Academy organizează cursuri, inclusiv de web development, care este subiectul acestui webinar, dar și alte limbaje de programare, așa că
cine este interesat, you are welcome pe site-ul Techul să vedeți toate cursurile care sunt predate la Techul Academy. Vreau să menționez că tu ai spus că și acum faci cursuri. Respectiv, nu este cumva, spulberăm un mit împreună cu tine, că nu este adevărat. Odată ce ai ajuns în IT, tu faci lucru de rutină și în fiecare zi ai aceleași chestii. Respectiv, chiar și tu, după anii, mulți ani de experiență, realizezi că lifelong learning, da, este cât se poate de adevărat pentru sectorul IT. Mereu trebuie să te dezvolți, mereu ești într-un proces de autodepășire, cunoști o tehnologie, dar domeniul IT este atât de dinamic că peste 5 ani, dacă tu nu faci niciun pas cu dezvoltarea tehnologică, atunci tu rămâi în urmă. Și peste 5 ani tehnologia pe care tu o știai foarte bine deja nu mai este aplicabilă. De aceea conceptul de lifelong learning este cât se poate de fit cu domeniul IT. Ok, noi am discutat despre universitate cu tine și tu ai spus că este o opțiune care este binevenită, da? Nu este obligatorie, dar este binevenită. Cum crezi care sunt avantajele pe care tu, ca specialist, ca un junior, da, care abia te dezvolți, ce avantaje ai putea tu primi în acești ani de studii, pe lângă poate abilitățile tehnice într-un anumit domeniu? De ce ar trebui să aleg universitatea? Da, bună întrebare. După cum am spus, universitatea totuși pune bază, ne dă idee de însuși de cod, de programare. Noi terminăm, făcând universitate, noi deja avem careva cunoștințe și noi cunoaștem mai bine calea pe care noi am dorit să o luăm după asta. Pentru că dacă noi nu facem universitate, atunci ne este mai complicat să ne decidem, posibil noi poate nu știm cu ce avem de face și așa mai departe. Respectiv, asta ar fi un plus. Însuși, la universitate se învață tot felul de, se predau tot felul de obiecte, respectiv tu înveți nu doar programare, dar în genere algoritme, cum lucrează computerul, ce este thread-uri, ce e acela procesor, cum lucrează el și așa mai departe, cum asta lucrează la nivel mai jos. Da, noi avem programe, ele se rulează, noi avem limbaje de programare, dar cum asta are loc, cum asta lucrează la nivel mai jos, nu toți cunosc și respectiv la universitate, da, totuși noi primim și aceste cunoștințe, care sunt binevenite. Da, sunt de acord cu tine. Tu înveți cumva timp de 3-4 ani mai multe domenii care toate fac parte din sectorul IT, da, și baze de date, și design patterns, și nu știu, machine learning se învață deja astăzi. Și la final tu nu destul că ai experiență în fiecare din acest domeniu, dar și ai o viziune mult mai clară despre următorul pas în cariera ta, pentru că dacă tu începi deodată cu un anumit domeniu, de exemplu, deodată faci, nu știu, game development, atunci îți primești că tu nu ai gustat din alte domenii și tu nu știi, dar poate tu ești perfect pentru, nu știu, project management, de exemplu. Următoarea întrebare care la mine a apărut este, eu nu știu dacă tu ai auzit, cel puțin eu foarte des aud așa, nici nu știu dacă el e stereotip, dar o idee foarte populară astăzi. Uite cum s-au dus toți în economie și acum nu se mai duce nimeni sau în drept. Dar tu, acum toți se duc în IT, dar să viați că pește vreo 2-3 ani nimeni nu se mai ducă și tu acum ești dezvoltator foarte bun, dar în câțiva ani nimeni nici nu o să aibă nevoie de dezvoltatori web. Care este răspunsul tău la această idee și cum crezi tu web development și, în general, sfera de IT are potențial de dezvoltare
în Republica Moldova? Sau nu mai are sens eu ca un tânăr specialist la 18-20 de ani să încep să studiez web development? Pentru ce dacă deja a apărut WordPress și, și alte tehnologii de genul dat? Care este răspunsul tău în cazul ăsta? Da, eu cred că taman acum e momentul. Acum e momentul cel mai potrivit de a merge în IT, de a începe calea în IT. Pentru că toate business-urile încep să-și ducă toate procesele online. Toți trec de la documente fizice sau din aceleași Excel-uri, Access-uri și așa mai departe, ei toți trec pe soft. Pe aplicații, respectiv mi-ai plăcut să deschizi pur și simplu laptopul și să duci cont de toate, să vezi toate procesele care au loc la tine, în, de exemplu, în business, să vezi careva statistică care se construiește automat, zilnic și așa mai departe. Nu trebuie mai mult să stai și să scrii, să faci singur toate, să strângi toate datele astea. Și respectiv acum e momentul. De exemplu, chiar și în Olanda, odată ce lucrez cu olandezi, în Olanda și acum, în anul 2021, sunt multe companii care își duc tot managementul sau o parte foarte mare de management anume pe foi sau în Excel, Microsoft Excel sau Access. Și respectiv puțin câte puțin ei toți încep să treacă pe spațiul IT. Și da, adică și acum toți au cumva nevoie de un produs personalizat pentru afacerea lor. Respectiv, ei au nevoie de servicii IT, de crearea unui website, unei aplicații, da? Și atâta timp cât este necesitatea asta de a fi tot mai prezent online, vorbim și de popularitatea crescând a domeniului de web development inclusiv. Da, da, foarte corect. Eu mi-am notat două idei care mie foarte mult mi-au plăcut. Este vorba despre dezvoltarea continuă, da, lifelong learning, cursuri, autodepășire, la care și tu aderi. Și a doua idee este dorința, da, este foarte important să ai minimum aceste două, dorința de a te perfecționa, dorința de a începe și treptat, treptat, consistent să lucrezi la scopul tău. Eu sunt sigură că tu ai o experiență destul de bogată în spate, ai avut și careva obstacole, ai avut și momente de glorie, de succes, respectiv. Ce ai putea tu să ne spui în legătură cu, nu știu, un sfat personal sau profesional pe care tu l-ai realizat, iată, parcurgând această cale? Dacă eu în fața ta sunt un tânăr specialist care dorește enorm să fie un dezvoltator și să ajungă full stack developer într-o companie cum este Best4U, Best4U International, atunci ce sfat mi-ai putea tu oferi? Da, sfatul cel mai important de partea mea asta ar fi never give up, adică nu te da niciodată bătut, pentru că în practic eu cred că asta e actual în principiu în orice domeniu, mai ales și în IT, pentru că oricine și în IT ajunge la o perioadă când putem spune că poate nu se primește, poate te simți că nu reușești să faci lucrurile la timp sau, nu știu, poate totuși îți pare că nu e domeniul tău sau ceva de genul. De ce îți pare că nu e domeniul tău? Pentru că nu reușești, poate nu înțelegi ceva. Respectiv, asta e cel mai important, nu te da bătut. Dacă nu înțelegi ceva, ceri ajutor. Deci e foarte important ca în echipă, odată ce începi să lucrezi, întotdeauna să fii cineva cu experiență mai mare. Asta în primul rând motivează, mai ales la început de carieră.
Da, adică nu vă dați bătuți. Asta e cel mai mare sfat din partea mea. Și este un sfat foarte bun. Respectiv, dacă eu sunt un tânăr pasionat de IT, din discuția noastră, eu trebuie să realizez că, unu, trebuie să am dorință, dorința să perseverez, dorința să ajung la un punct final, trebuie să doresc să mă dezvolt și să mă dezvolt continuu. Și în momentul în care eu dau de o problemă, de o situație complicată, de un bug care apare și eu nu știu cum să-l rezolv, asta nu înseamnă că eu nu sunt suficient de bun sau că domeniul nu este pentru mine. Never give up, cum ai spus tu, asta înseamnă că eu am nevoie să cercetez mai mult, să cer ajutor, să nu-mi fie frică să cer ajutorul colegilor, persoanelor pe care eu le cunosc din domeniul dat, pe online chiar, da? Stack Overflow, mulțumesc că existi. Și în așa mod, pas cu pas, se vor aduna așa mici experiențe unde la mine nu s-a primit. Și până la urmă te uiți în spate și tu deja cunoști tehnologia, tu deja poți dezvolta o aplicație fără probleme și evident o să apară și acolo careva bug-uri, dar deja tu știi că asta nu este strașnic, tot se rezolvă, da? Da, foarte corect. De obicei, în acest domeniu, dezvoltatorii încep să simt într-adevăr încrezuți, spunem așa, după vreo 3-4 ani. Mm-hmm. Da. Ok, dar cum creați, cât timp este nevoie ca eu să, de la zero, de exemplu, da? Probabil pot să dețin careva abilități de, nu știu, programare, nu știu, careva abilități de testare, dar iată, în front-end, de exemplu, sunt un specialist care nu are deloc experiență. Cât timp mi-ar trebui mie ca să mă pot angaja într-o companie din Republica Moldova? Ok, înțeles. Pentru pregătire, da, având dorință, după cum am spus, eu cred că, da, și având careva cunoștință, având careva background, eu cred că, știu, vreo 3 luni, de la 3 luni la jumătate de an ar fi destul de suficient pentru a însuși a începe lucrul serios. Și de obicei aceste 3-6 luni le pot da careva companii care fac internship, de exemplu. Acolo se face anume o experiență mai reală, anume se dau anumite sarcini, respectiv sunt persoane care te pot ajuta dacă ai careva întrebări, probleme și așa mai departe. Mai scurt, este cine să te ghideze. Dar oricum asta nu înseamnă că tu nu vei trebui să cauți soluțiile singur. Nu înseamnă că ți se va da totul așa pur și simplu. În domeniul acesta întotdeauna trebuie să fii deschis singur să te descurci. Asta e o parte a lucrului nostru, că noi trebuie singur să ne descurcăm. Și odată ce, da, noi nu putem să rezolvăm o anumită problemă, să spunem, știu, o oră, două sau depinde de situație, poate câteva zile, desigur, atunci nu văd o problemă să ne adresăm la cineva cu experiență. Da, de acord. Eu cred că este extrem de important că în momentul în care eu aș dori să încep o cale, și asta poate să nu fie doar web development, asta poate să fie orice alt domeniu din IT și din afara acestei sfere. Poate fi arhitectură, poate fi medicină, pe o anumită specializare. Este foarte important să ai un mentor, da? Un buddy pe care să-l întrebi atunci când ai nevoie și ești chiar într-o situație în care tu ai googlit, deci te-ai de googlit și acum tu nu știi cum să o rezolvi și evident ai nevoie de o persoană cu experiență. Într-adevăr, internship-urile aici joacă un rol foarte mare și sunt o oportunitate bună pentru cei cu interesați în IT care vreau să facă primii pași, dar comunitatea de dezvoltatori, inclusiv din Republica Moldova, este la fel de receptivă. Sunt diverse grupuri pe Facebook, dar și worldwide, da, grupuri internaționale, acele
același Python community sau developers community în Republica Moldova, respectiv, nu ezitați să apelați la ajutor. Asta este ceva normal. Evident, nu abuzați de acest ajutor, dar așa, în limit. Da, oricum încercați mai întâi. Eu cred că noi putem deja să facem concluziile pe această sesiune. Pentru mine a fost o sesiune nu atât de complicată din punct de vedere tehnic, dar foarte inspirațională. Respectiv, ai explicat foarte bine diferențele dintre careva componente în procesul de creare a unui website. Acum este totul foarte bine conturat. Eu știu, dacă sunt un tânăr specialist, cam asta ar trebui să învăț. Pot să trec un curs, pot să aplic la un internship și în jumătate de an, un an, pot să aplic la un job într-o companie din Republica Moldova sau de peste hotare. Respectiv, mie foarte mult mi-a plăcut discuția cu tine, să o am. Sper că și ți-a plăcut experiența asta, să faci share of knowledge, chiar dacă nu foarte tehnic, dar așa, step by step. Da, sper că ți-a plăcut. Mi-a plăcut foarte tare, da. Într-adevăr, da, este foarte unică pentru mine. Da, și este foarte binevenit, pentru că nu mereu cum ai nevoie de un workshop, știi? Uneori ai nevoie și de un motivational speech, ca tu să înțelegi, stai, dar despre ce este asta, dar eu vreau să încerc sau eu nu vreau să încerc, poate nu, asta nu este a meu. Așa, o sesiune foarte informativă. Noi îți mulțumim mult pentru participare. Eu cred că din spectatorii noștri și cei care se vor uita peste o săptămână, două la acest video, poate cineva o să te contacteze pe LinkedIn, să zică, Denis, ajută tu mă te rog, ia că eu am așa o problemă. Evident, iarăși să nu abuzați de Denis. Dar eu cred că noi am inspirat pe tineri și pe cei care doresc să se reprofileze. Respectiv, domeniul IT este pentru toți. Eu aici vreau să dau doar careva concluzii pe care sunt importante să le conturăm. Este faptul că domeniul IT nu este doar despre web development sau domeniul IT nu este doar un cumva sector acolo, un bubble în care tu dacă ai intrat acolo rămâi și nu te poți reprofila în alte domenii. Sectorul IT nu este unul necreativ. Foarte multe mituri, foarte multe stereotipe. Deci există o sumedenie de direcții de carieră în domeniul IT și web development este doar una dintre ele. Și ați văzut că chiar și în web development sunt altele. Este front-end, este back-end, testing. Deci respectiv sunt foarte multe alte așa ramuri care se revarsă din copacul pe care o să-l numim noi tehnologiile informaționale. Ok, prea filozofic, eu înțeleg. Dar oricum, vrei să fii, nu știu, designer, poate vrei să fii project manager, business analyst. Deci există foarte multe tipuri de profesii în IT și aici o să deschid încă o paranteză. Development, săptămâni de project management, noi vom atinge subiecte diverse pentru a vă prezenta domeniul IT din toată splendoarea lui și să fiți cu ochii pe pagina LeCareer IT pentru mai multe detalii în legătură cu diverse direcții de carieră. Bun, gata, aici spoiler alert s-a terminat, deja voi o să urmăriți și o să vedeți cine va fi interesat. Foarte multe informații va apărea pe pagina noastră. Aici eu o să doresc deja să mulțumesc lui Denis încă o dată pentru participare. Da. Da, vă mulțumesc și eu dumneavoastră pentru ocazia asta. Sper că am motivat cât mai mulți tineri și adulți și am spulberat multe mituri astăzi. Da, băieți și fete, încercați, ați vă plac. Never give up, da? Da, să știu.
Never give up. Da, mersi mult și eu sper că noi în aceeași componență, da, cu cei care ne privesc astăzi și chiar mai mulți, ne vom vedea joia viitoare la următorul webinar din cadrul campaniei, care va fi legat de un domeniu pe care nu mulți dintre voi poate l-ați auzit. Este vorba de PLC Engineering. Veți vedea multe detalii din culise și chiar o sesiune live din cadrul unui depozit extrem, extrem de mare din Germania, dacă nu mă greșesc, așa că stați cu ochii pe noi. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături și vă zic o zi bună în continuare. Never give up! Acesta ar fi motoul webinarului nostru. Never give up! O zi frumoasă tuturor și la revedere!